Salutare lume, bine ați revenit la un nou episod cu achizițiile din piața de vechituri. A fost o zi destul de ok și m-am gândit să fac o chestie cu una din cumpărăturile de azi, dar asta o să vedeți la final de episod. Nu e giveaway, e pur și simplu un claim pentru consola respectivă, adică dacă vrea cineva să se bage, va plăti prețul care l-am achiziționat eu, 100 de lei plus transportul. Evident, nu e ceva obligatoriu, o să vedeți la final de episod și despre ce consolă e vorba. Ia să vă arăt până atunci achizițiile, să încep cu jocurile. Și am luat 3 jocuri de PlayStation 3. Cam atât am mai prins din grămada aia cu jocuri super șmechere, că cineva au luat înaintea mea fix cu câteva minute, vreo două Silent Hill-uri pentru PlayStation 2, ceva Resident Evil-uri PlayStation 2 și eu m-am ales cu astea, un Grand Theft Auto 4, condiție foarte bună, complet, manual, hartă, 20 de lei. White Knights Chronicle, International Edition. Ăsta nu știu, n-am auzit de jocul ăsta, e tot așa cu manual, complet. Dar e versiunea de USA, e NTSC. Asta nu e o problemă, oricum nici n-am PS3 acum pe să-l joc. Dar CD-ul e în condiție foarte bună. 120 de lei și Borderlands, primul joc, complet, cu manual, tot variantă de USA, tot 20 de lei. Cam astea au fost jocurile, ce am mai văzut o grămadă de jocuri, dar toate erau zgâriate prea tare și mi-am zis că nu, pas. Bun, o să trec la partea de muzică. Am găsit ceva CD-uri. Guilty Simpson, produs de Madlib, dacă ați auzit de el. Eu de Guilty Simpson n-am auzit, numai de Madlib. CD-ul e sigilat, a fost 5 lei. Și mi-am mai luat astea două la fel. Method Man and Redman, Live in Paris. 5 lei fiecare. Bun. Acum o să trec la partea de console. O să vi le arăt pe toate 3, iar la ultima dintre ele va fi acel claim de care spuneam. Voi începe cu asta mai mică. Un PS2 Slim. Încă nu-i testat, nu o să fac videoclip de test la el. Are un joc în interior, joc care chiar în condiție foarte bună. Atâta că nu am carcasă și copertă la el. Marvel Nemesis, Rise of the Imperfects. O să-i fac și un test, poate o să fac ceva videoclip mai scurt la ea. Testul, da, nu știu, mai gândesc, depinde cum am chef. Și aceasta a fost 30 de lei, prima consolă, 3 console în total, ziua consolelor, puteau fi mai multe. Așa, o să continui cu una de o generație un pic mai nouă, un Xbox One. Nu știu starea lui încă, nu l-am verificat încă, urmează. L-am luat cu tot cu un controller, dar controllerul nu are căpăcelul ăsta. Nu știu dacă am căpăcelul ăsta, dar o să verific. Poate nici nu e funcțional, de fapt nici nu mă aștept să fie funcționale. Ideea e că controllerul arată destul de bine.
consola plus alimentarea au fost în total 100 de lei. Acum de 100 de lei ce așteptări poți să ai să meargă când unii mi-au cerut câte 150 de lei pe un PlayStation 2, evident că nu aș fi dat atâta când poți să iei cu 30 de lei. Dar ideea e că din ce în ce mai mult văd console de astea de generații mai noi și ar că ar trebui să apară mai multe și PS4, cred că ar cam trebui să fie schimbate generațiile astea. Deci da, penultima consolă, Xbox One, 100 de lei. Așa. Aici și alimentarea. Se fac și o probă. Poate am noroc să meargă. Da. Dacă nu merge, asta e. Și ultima consolă e acest Xbox 360. Eu îl țin cu capul în jos. Cu asta mă gândeam să fac chestia din la început din video, claim-ul ăla. Consola e destul de prăfalsă, murdară, jegoasă. Are grilajul rupt. Am uitat ce am vrut să zic. Are grilajul rupt. Nu știu cât de bine se vede. Și asta a fost 100 de lei fără niciun alt accesoriu. Dacă cineva e interesat de ea, să pună claim Xbox 360, o să-l dau la prețul de achiziție, nu-l curăț, nu-l testez, vă las pe voi să vă bateți capul. Iar dacă nu se înscrie nimeni, am piese de schimb pentru el, nu are hard disk, să nu uit să nu spun asta. Nu știu unde e ușiță. Deci da, trebuie curățat, trebuie desfăcut, nu are hard disk. Așa l-am luat, 100 de lei, claim în comentariu până luni la ora 20, după ora 20, orice comentariu care are legătură cu claim-ul nu mai va fi activat, o să pun comentariile restricționate la acest videoclip și după aia, dacă sunt mai multe persoane interesate de el, o să fac tragere la sorți, dacă nu-i nimeni, îl rezolv eu. Cam acesta a fost videoclipul, mersi de vizionare și să ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!